Salut, sunt Alexandra și vă prezint recomandările culturale pentru astăzi. Teatrul Pub în Culise găzduiește de la ora 20 Just About Love, un spectacol despre dragoste și nu numai. Situațiile comice ascund adevărul universal valabil și vorbesc despre speranță, despre pierderea ei, despre pierderea celor din jur și întâlnirea acelui om special pentru care ai fi în stare să faci înconjurul lumii. Teen Media Academy produce un spectacol sincer comic care vă va surprinde prin abordări originale, situații neobișnuite și personaje realiste. Până pe 22 septembrie, în Centrul Vechi se desfășoară cea de-a patra ediție a Festivalului Bucureștiului Caragiale. De-a lungul celor trei luni de festival, nume mari ale scenei precum Mihai Mălai Mare, Maia Morgenstern sau Dan Condurache vor urca pe scenele pregătite de organizatori pe Strada Franceză și la restaurantul Lacunu Iancu, fiind programate peste 40 de spectacole. În această seară, de la ora 20:30, se pune în scenă piesa Comedii cu gorobete de Radu Gabriel. Până pe 31 august, în Parcul Cismigiu, se desfășoară cea de-a doua ediție evenimentului Copacul cu cărți. Prin această inițiativă, organizatorii speră să readucă farmecul cărților tipărite în atenția bucureștenilor de toate vârstele, oferindu-le o alternativă culturală de relaxare și de petrecere a timpului liber. Pe lângă lectura în aer liber, programul evenimentul Copacul cu cărți cuprinde și o serie de ateliere pentru copii, iar adulții sunt invitați la o serie de workshop-uri practice și creative. Acestea au fost recomandările culturale. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații dedicate timpului liber. Sunt Alexandra și vă doresc distracție plăcută!